Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Din păcate sau din fericire, ne aflăm într-o eră în care totul se mișcă destul de rapid. Deja suntem în punctul în care aflăm din ce în ce mai multe despre noi, sursa noastră și cum ne putem face singuri viața mai frumoasă și armonioasă. Cum sportivii sunt și ei oameni, se încadrează perfect în ce am spus mai devreme. Și cum deja sunteți obișnuiți să avem invitați din domeniul psihologiei, iată că astăzi vă surprind din nou. Andreea Filip, instructor Theta Healing, a venit astăzi la noi să povestim despre blocajele pe care unii sportivi le au și cum pot fi acestea depășite. Bună, Andreea, bine ai venit la noi! Bună și bine te-am găsit! Mă bucur să fiu aici să vorbesc despre subiectele mele preferate, designul ființei umane și cum putem să-l modelăm așa încât toți oamenii să fie fericiți. Ce înseamnă Theta Healing pentru cei care știu mai puține lucruri despre acest lucru? Theta Healing este o tehnică dezvoltată de o doamnă deosebită din America, Viana Stibal, care se referă la ideea de a antrena omul încât să poată să își liniștească mintea, liniștind-o să acceseze frecvențele Theta ale creierului, iar în acel moment să acceseze, de fapt, propriul lui subconștient. Iar când vorbim de subconștient, vorbim în primul rând de credințele noastre cele mai profunde și de emoțiile care ne guvernează existența. Am notat deja eu aici ce este starea Theta înainte să ne spui tu, ca oamenii să fie așa plini de informații pe ambele căi, și vizual și auditiv. Spune-ne ce înseamnă Theta Healing, să zicem, pentru un om care vrea să afle mai multe lucruri. Vine la cursurile tale și ce află acolo? În primul rând află că această stare Theta este o stare naturală a creierului nostru. Ea este o stare, să zicem, omul de rând o poate regăsi în viața lui dimineața când se trezește, o regăsește seara înainte de culcare, atunci când conducem pe distanțe lungi și apare o stare de relaxare, o stare de detașare de probleme, dar inclusiv somnul cu vise este o stare care creierul este în frecvențele Theta în momentul în care visăm. Această frecvență are câteva caracteristici speciale și anume ea este tipică atât proceselor de vindecare care au loc în interiorul corpului, deci când creierul omului este în frecvențele Theta sau în Alpha, atunci energiile sunt folosite de corp pentru procesele de regenerare și de vindecare interioară. Pe de altă parte, dacă ar fi să o ducem în extrema cealaltă, starea a fi în frecvențele Theta dau posibilitatea oamenilor să trăiască acele lucruri care unii le spun paranormale. Și aici vorbim despre parapsihologie și acele acțiuni aparent ciudate, dar care acum sunt deja studiate și devin din ce în ce mai normale, ca și vederea la distanță sau cunoașterea intuitivă a unor lucruri vis-a-vis de corpul uman sau de ce se întâmplă în structurile unei persoane. Lucrurile acestea sunt posibile când creierul omului este în frecvențele Theta. Este ca și cum atunci când suntem în Theta, nu mai vedem doar problemele noastre cotidiene, grijile legate de bani sau de familie sau de copii, nu mai ne preocupă doar același lucru care ne-a preocupat și ieri și alaltăieri și acum o săptămână, ci atunci este ca și cum suntem conectați la întregul câmp de conștiință. În momentul în care suntem conectați la întregul câmp de conștiință, este ca și cum putem capta diverse frecvențe, diverse lucruri, diverse informații care sunt în acest câmp, la fel precum un aparat de radio care poate să acceseze diverse posturi, da? Doar trebuie să reglăm un pic, să facem un pic de fine-tuning acolo și atunci putem prinde diversele posturi de radio care ne sunt disponibile. La fel, creierul nostru funcționează ca un receptor și în momentul în care suntem în Theta, putem să schimbăm canalul de pe care descărcăm informații. Și dincolo de, cum spuneam, partea de paranormal, dincolo de problemele zilnice care fac parte din subconștientul nostru, ce ne mai este accesibil când suntem în Theta sunt acele frecvențe de geniu. Ne este capabilă inovația, este capabilă gândirea creativă, pentru că putem accesa inclusiv idei și lucruri care n-au mai fost descărcate de nimeni. Și se pare că cei care aduc prin structurile lor, prin mentalul lor, idei inovative care transformă viața noastră sunt cei care reușesc să-și ducă creierul în starea Theta și de acolo să se deschidă către informații din câmpul de conștiință. Ce interesant! Noi să știi că avem o sportivă, nu știu, acum or fi mai mulți, dar una dintre ele o cunosc foarte bine, este vorba de Loredana Dinu de la Scrimă, iar noi am făcut un interviu cu ea și ne-a mărturisit că această terapie a ajutat-o foarte tare, mai ales înainte de Jocurile Olimpice de la Rio, unde știm foarte bine că ea alături de echipă a câștigat medalia de aur. Vă invit să urmărim un material cu Loredana Dinu și apoi revenim să povestim. Loredana, cum ai auzit tu de Theta Healing?
Bună întrebare! Cum am auzit? Sinceră să fiu, mi-a povestit o bună prietenă de câteva informații, dar de bază. Și ulterior am început să caut pe internet. În momentul în care am găsit câteva filmulețe cu persoane care predau cursuri sau care fac, care vorbesc mai mult despre Theta Healing și mi-a plăcut ce am auzit. Voiam doar să dezvolt acele calități care mă vor ajuta tot pe parte de scrimă unde avem nevoie, să-mi înving emoțiile, să capăt încredere din ce în ce mai mult în forțele proprii. Și văzând acele filmulețe, practic, cumva mi-a dat încredere să încep și eu câteva ședințe 1-1. Cum arăta Loredana Dinu înainte să facă această terapie și cum arată Loredana Dinu după acea terapie? În momentul în care am trecut printr-o greutate, printr-o problemă, eu am știut să mă remontez și să reintru în lupta mea, fie că era, nu știu, reîntoarcerea la pe plan așa de scrimă, fie că era o depășire a unui moment greu din viața mea, cu un avânt mult mai mare și după o perioadă mult mai mică, adică nu mai pierdeam mult timp ca să-mi revin pe plan emoțional, mă refer. Povesteai că te-a ajutat și pe plan sportiv. Cum te-a ajutat pe plan sportiv, de exemplu? Era mereu un poate și mi-am dat seama că întotdeauna eram într-o perfecționare continuă. Ca fiecare sportiv, îți dorești să ai toate calitățile. Nu știu, la scrimă îți dorești să fii și bun atacant, îți dorești să fii și apărător, să ai toate loviturile, să fii și stilul tău de luptă să fie unul plăcut de privit. Deci îți dorești întotdeauna să faci mai mult. Și practic asta îmi și crea o stare de nemulțumire. Pentru că eram întotdeauna în concurență cu mine și nu puneam atât de mult accent pe avantajele, pe aturile mele, pe ce fac și bine. Este permis să ai și o zi proastă, că este permis să nu fii bună la toate, doar că trebuia să mă focalizez atunci pe ce am eu mai bun și să văd partea mai bună din mine. Și într-adevăr, în sportul românesc, din câte am observat, cumva este loc de o îmbunătățire a încrederii în propriile forțe. Uite să dau un exemplu. La un moment dat ne întâlneam noi cu echipa Statelor Unite, o echipă care valoric era mult sub noi, însă ce aveau spre deosebire de noi acele sportive? Aveau o atitudine. Deci chiar dacă erau conduse ele până în ultima clipă, se găseau energia să-și laude fiecare punct pe care l-au dat mai diferit și un mod de a se încuraja pe care noi nu-l aveam. Și într-adevăr m-am mai învățat Theta Healing să-mi gestionez mult mai bine emoțiile, dar și să gestionez, nu știu, poate conflicte, poate momente în care nu mi-a ieșit ce trebuia, nu mi-au ieșit lucrurile așa cum le doream. Pentru că e foarte greu să te întorci în sala de antrenament după un eșec. Pe mine Theta Healing m-a ajutat să scurtez practic aceste momente, să zic hai gata, înapoi la muncă și să o fac într-o stare de bine. Pentru că în timp am învățat să-mi creez propria mea stare de bine. Este posibil ca inclusiv la Jocurile Olimpice Theta Healing să te fi influențat în sens pozitiv? Dar eu sunt convinsă că a făcut-o, pentru că probabil am început Theta Healing exact și într-un moment în care era necesar și m-am stăpânit mult mai bine. La un moment dat am trecut prin momente foarte, foarte grele, momentul în care am suferit o întorsă înainte de Jocurile Olimpice și pot să spun că acela a fost momentul în care am descoperit de fapt cât de important este să îmi focalizez toate gândurile și să nu mai le las să zburde spre gânduri negative și să-mi fie frică. Spune-mi impresia celor din jur, că până la urmă asta e, trăim în România și ne mai interesează ce zic oamenii din jur. Nu știu cum au privit colegele tale în momentul în care le-ai spus, uite, m-am apucat de o nouă terapie care mă ajută, sau familia ta, sau prietenii. Nu e o informație pe care eu ți-o pot da și spun, știi, Gianina, eu îți recomand să mergi să faci Theta Healing. Nu, pentru că dacă nu este nevoia ta din acel moment, chiar dacă eu consider că te va ajuta 100%,
tu nu vei fi atât de deschisă și atunci e posibil ca acea terapie să nu dea aceleași rezultate. Și atunci este cumva, cred că fiecare din noi primește semnale de la propriul organism. Și atunci când îl primești, să acționezi. La mine era atât de important să ajung la Rio și să dau 100%, încât atunci când am ales să fac asta, atunci când am ales să lucrez cu mine, de fapt, am făcut-o cu 100% deschidere. Da, Andreea, cât de mare nevoie crezi că ar avea sportivii de la noi din țară pentru a elimina blocajele, pentru a-și da seama de adevăratul lor potențial? Cred că fiecare dintre noi avem nevoie de lucrul acesta și fiecare dintre noi, cred că în seara, atunci când se culcă, simte că mai are o melodie de cântat și o poezie de compus. Adică există un potențial care ne dorim să ne-l activăm și totuși câteodată ceva ne înfrânează. Și așa cum se vorbea mai devreme, este vorba despre capacitatea noastră a fiecăruia dintre noi de a observa ce anume ne blochează din interior. Pentru că putem să dăm vina pe circumstanțe din afară, putem să dăm vina pe stat sau putem să dăm vina pe familie, dar în momentul în care ne dăm seama că suntem mult mai puternici decât circumstanțele din viața noastră, atunci nimic nu ne mai poate opri și devenim foarte creativi din punct de vedere funcțional ca fiecare dintre noi să avem succes acolo unde ne dorim de fapt. Și de fapt această tehnică de Theta Healing este, așa cum se vorbea mai devreme, este o tehnică de vindecare a acestor răni pe care le avem atât la nivel mental cât și la nivel emoțional, care ar putea să ne saboteze succesul. Ca să dau câteva exemple, pot fi acele conversații interioare, acele credințe pe care poate câteodată omul nici măcar nu le-a conștientizat, precum poate că nu sunt destul de bun, e greu să fii primul, e greu să te menții în frunte, dacă o să fiu primul o să fiu invidiat sau o să fie oamenii geloși pe mine, dacă o să fiu în vârful ierarhiei, indiferent în ce domeniu, alții o să se simt amenințați sau nu o să mai am timp de familie, nu o să mai am timp și viață personală. Și toate acestea, ca și conversații interioare, ne pot sabota succesul pe care noi ni-l dorim de fapt fiecare dintre noi. În momentul în care ne dăm seama că ele sunt doar niște credințe, care poate nici măcar nu sunt ale noastre, poate sunt împrumutate de la familie, poate sunt împrumutate din societatea în care am crescut, poate sunt împrumutate de la prietenii cu care ne jucam pe Maidan, atunci, curățând aceste lucruri, facem loc ca viața noastră trăită să fie diferită. Și ne dăm seama că, da, poți să ai succes și să ai viață personală sau să ai familie sau să ai timp pentru tine. Poți să ai succes și să fii primul și totuși prietenii să te înconjoare în continuare și să ai susținerea de care ai nevoie. Și poți să ai succes și să ai faimă, iar lucrul acela să fie un lucru favorabil, pentru că poți să valorizezi faima pe care o ai precum Oprah, care la un moment dat spunea, apropo de televiziune, că până la un moment dat eu am lucrat pentru televiziune, apoi mi-am dat seama că pot să folosesc televiziunea pentru ca să servesc oamenii. Și din momentul acela, emisiunile ei au fost despre a ajuta cât mai mulți oameni. Și atunci, la fel și un sportiv, în momentul în care conștientizează că reputația și, de fapt, să fie primul, să fie cel mai bun, îl poate ajuta și în acele lucruri care poate sunt secretele sufletelului lui, poate ar vrea să ajute copii orfani, poate ar vrea să ajute niște bătrâni, poate ar vrea să, reputația lui ar putea să o valorizeze și să atragă prin numele lui, prin faima sa, mai multe resurse și resursele să le direcționeze și spre proiecte care de fapt i-ar împlini mai mult sau i-ar da mai multă satisfacție sufletească. Toate acestea sunt de fapt posibile, dar până când fricile sunt mai mari decât posibilitățile, ele ne pot bloca acțiunea. Hai să vorbim un pic despre aceste frici, pentru că până la urmă, munca în Theta Healing constă și în a săpa aceste credințe, frici, resentimente, boli, manifestare genetice, nivel istoric, imposibilul. Da. În primul rând, cred că factorul numărul unu care împiedică și sportivii, dar și oamenii de zi cu zi care poate le place să aibă diverse activități, este frica. Și fricile pot îmbrăca multe forme, însă frica este o emoție care e generalizată. Ne este frică să luăm acțiune, dar ne este frică și să nu luăm acțiune. Este întotdeauna cu un dublu tăiș. Adică, și atunci întrebarea este cum am putea totuși să scăpăm total de frică. Unii oameni cred că încă că această frică ne ajută la ceva, dar este doar o iluzie, pentru că putem să facem aceleași lucruri din iubire, nu neapărat din frică. Adică un copil poate să fie atent când trece strada, nu din frică
frică că ar putea să-l lovească o mașină, ci din considerație față de integritatea corpului lui, da? Și față de starea lui de bine. Și atunci putem întoarce această motivație interioară din frică în iubire. Însă, dacă de mici am fost antrenați într-o cultură de frică, trebuia să ne fie frică de note, trebuia să ne fie frică de ce o să zică și mai mult decât atât, această frică venea, era cultivată din așteptarea ca ceea ce am fost, ceea ce am făcut să nu fie apreciat. Vedeți, eu cred că românii au fundamental o singură problemă. Sistemul de învățământ a fost totul orientat ca cineva acolo afară deține puterea de a da sentința dacă ceea ce fac eu este bine sau rău. Profesorii evaluau dacă eu știu, dacă eu pot, dacă sunt în stare, dacă sunt valoros, dacă sunt merituos. Și românii n-au învățat să vadă valoarea ei pentru ei și să se aprecieze singuri. Și așteaptă în permanență validarea din partea cuiva de acolo, de afară. Doar că în momentul în care se termină școala, o așteaptă de la șef. Dacă nu au șef, o așteaptă de la un antrenor. Dacă nu e un antrenor, o așteaptă de la public. Adică ca și cum cei de afară ar putea să știe dacă ei sunt de nota 10 sau nu. În momentul în care orice sportiv își dă seama că el este de nota 10, dacă el consideră că este de nota 10 și valoarea lui doar el însuși o cunoaște și nu mai are nevoie de hrana aceasta și de validare din exterior, atunci nu-și mai proiectează puterea în afară, ci și-o redobândește 100%. Dar lucrul acesta ce face este practic să-l ajute să-și mențină un echilibru indiferent de opiniile celor din jur. Și cred că o altă provocare a sportivilor din România este că este multă critică și multă negativitate. Da? Și în loc să fie focusul pe faptul că ei sunt din ce în ce mai buni, cumva cei din jur sunt obișnuiți să le vâneze greșelile. Uite, iar o ratat lovitura aia, iar nu a luat premiul ăla, iar nu a câștigat acolo. Așa suntem noi români, întotdeauna la coadă, niciodată la vârf. Și tot felul de credințe de genul acesta e ca o așteptare din aceasta inconștientă ca să nu fim cei mai buni. Dar dacă sportivul reușește să-și găsească în el sursa lui de valorizare și nu mai așteaptă hrana aceasta emoțională prin cuvinte, prin aprecieri de la cei din jur, el poate să meargă oriunde și oricât de departe își dorește. Bun, haideți să vorbim un pic de Simona Halep. Simona Halep tot încearcă de vreo 3 ori să devină numărul 1 mondial și nu este deloc. Ce crezi că se întâmplă la nivel subconștient? Eu cred că, sau cel puțin asta e doar o percepție subiectivă, adică poate că greșesc, dar este Simona este un suflet foarte dulce și este o finuță și este o delicată și cumva e posibil ca și în structurile ei să fie niște preocupări legate de a fi numărul 1. Dacă ar fi numărul 1, e ca și cum poate crede că i-ar face să sufere pe ceilalți, adică vorbesc aici doar de subconștient, nu vorbesc de niște lucruri conștiente, dar ca și cum dacă ei prima, ceilalți ar fi mai prejos și ea nu cred că se vede pe ea ca fiind mai presus decât ceilalți. Și cred că ceva din ea s-ar putea să saboteze exact mecanismul acesta ca nu cumva cineva să o ridice pe un piedestal pe care ea însăși nu vrea să fie. Pentru că dacă ea ar fi cea mai de sus, oamenii sunt obișnuiți să aduleze acea personalitate și să zică, wow, este prima, este cea mai bună, este numărul 1. Și cred că cumva, în esența ei, ea se consideră bună, dar nu vrea neapărat să fie văzută ca fiind mai bună decât. Am înțeles. Și s-ar putea să fie jocul acolo, la nivelul subtil al acestor nuanțe. Nu știm de fapt, adică valoarea lucrurilor în Theta și în Theta Healing este că nimeni nu poate să-ți dea răspunsul. Răspunsul este în tine și tu trebuie să fii deschis, să sapi în interiorul tău ca să-l găsești acolo. Care ar putea fi acea frână de mână trasă care te împiedică să mergi cu viteză maximă înainte? Așa că cred că doar ea și-ar putea găsi adevăratul răspuns din ea. Pe de altă parte, o avem pe Cristina Neagu, care este cea mai bună handbalistă din lume, s-a întors curând la noi în România să evolueze pentru o echipă de aici, chiar din București, CSM, și chiar a revenit, deci a ieșit cea mai bună jucătoare din lume, a avut o accidentare gravă la umărul de aruncare, iar apoi a devenit din nou cea mai bună jucătoare din lume. E, la Cristina Neagu, subconștient, ce-o fi? Nu știu, dar bine. Este foarte bine. Da. Pentru că este, nu știu, faptul că reușești, avem și în imagini, faptul că reușești să-ți revii după o accidentare destul de gravă înseamnă că
nu știu, ea nu vorbește despre lucruri de genul acesta la televizor. Probabil că lucrează la nivel psihologic în comparație cu Simona Halep, dar nu se văd. Adică mă gândesc că la fiecare om, atunci când ajunge la un anumit nivel, e clar că se lucrează. Da. Și e vorba despre a fi capabil să-ți menții starea și motivația chiar și când există încă 10.000 pe stadion care sunt împotriva ta. Și lucrul acela, spre deosebire de un cântăreț care toți vin la concert pentru că le place cum cânți, în sporturile astea, mai ales în competiție, știi că jumătate din audiență de fapt îți este ostilă pentru că ține cu celălalt și își dorește de fapt succesul celuilalt. Și este o treabă interesantă să își gestioneze puternic emoțiile. O tehnică foarte interesantă, atât în Teta se regăsește, dar și în alte cărți, este capacitatea, se numește tehnica renunțării sau letting go în engleză, și anume în momentul în care apar emoții de vibrație joasă, să poți să fii capabil să le observi și să lași să se dizolve fără să mai pui paie pe foc. Adică fără să le mai cultivi cu gândurile tale. Să zicem că la un moment dat, în timpul jocului, apare preocuparea, da, dacă o să ratez această lovitură. Uh-huh. Apare acest gând, apare emoția de frică că da, dacă o să ratez, și capacitatea instantanee de a fi prezent la acea emoție și de a lăsa să se dizolve fără să mai lași să mai vină încă un gând care să zică, a, da, că și acum 5 minute ai ratat-o, și emoția să crească și mai mult, și ce o să zică ăștia de acasă, că nici de data asta n-am fost în stare, și așa mai departe, care începe să devină dita mai focul de tabără în interior, capacitatea de a prinde imediat în momentul în care apare prima scânteie de negativitate și de a o lăsa să se dizolve fără să mai pui paia pe foc, cred că este un mare lucru pe care dacă ei îl știu, și probabil unii îl știu, îi ajută foarte mult în acest proces. Dar cred că este util pentru noi toți cei care ne trăim viața de zi cu zi și să nu mai dăm curs negativității din viață, ci doar să o lăsăm să se dizolve. Andreea, aș dori să vorbim acum un pic despre cele patru niveluri ale convingerilor. Convingerile de bază, nivelul genetic, nivelul istoric și nivelul sufletului. În urmă cu plus minus, ca aproximativ 100 de ani, la un moment dat Freud a fost cel care ne-a adus în vizor această noțiune de inconștient. Noi acum folosim interschimbabil acest termen de inconștient sau subconștient. De fapt, este vorba despre acele aspecte care sunt în interiorul nostru, care au un efect asupra noastră, dar care nu întotdeauna știm care sunt. Adică un om vrea să se lase de fumat, să zicem, sau vrea să se apuce mâine de sport. Uh-huh. Și totuși, mâine zi, mai degrabă dă iama în frigider decât să se apuce de sport. Și atunci întrebarea este de ce voința lui n-a fost destul de puternică, și, pentru că el chiar și-a dorit, chiar și-a propus, poate chiar și-a stabilit în agenda să facă sport în următoarele zile, în fiecare zi cu rigurozitate, ceva totuși din interior, mâine zi a considerat că e mai important să dea iama în frigider. Și întrebarea este ce e acel ceva. Și aici vorbim de fapt despre acest aspect. Oamenii au căutat acest subconștient și l-au căutat prin vorba aceea, prin toate structurile noastre, ne-au disecat în toate felurile și nu l-au găsit undeva localizat. Pentru că se pare că ceea ce noi numim subconștient este de fapt un set de date, un set de informații care sunt stocate pe de o parte și pe corpul nostru fizic, dar ele sunt și ca într-o structură de tip cloud. Acum e mai ușor de explicat că avem tehnologia, da? Deci e ca și cum subconștientul nostru este pe de o parte stocat pe hard disk, adică în creierul nostru, în celulele noastre, ca și memorii sau ca și informație genetică. Pe de altă parte este și în cloud. Și aici vorbim despre practic patru categorii de programe, sau când vorbesc de programe mă refer la credințe, crezuri, lucruri care omul le dă natură de adevăr în viața lui, chiar dacă s-ar putea să fie niște erori în gândire, dar practic sunt credințele lui. Și aici, la capitolul programe, avem patru surse principale. O categorie de programe din mintea aceasta subconștientă sunt cele din această întrupare, da? Adică de când ne-am născut. Conversațiile cu prietenii ne-au dat niște idei, le-am reținut, conversațiile adulților din jurul nostru, perspectiva lor despre viață, tot ceea ce ne-a înconjurat ne-a definit și pe noi. Adică ajungem să gândim așa cum gândesc prietenii noștri. Deci spune cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Face sens această expresie. Pe de altă parte, există o a doua categorie care le numim genetice, și anume sunt programele care ni se transmit prin ADN, da? Sunt programele moștenite de la părinții noștri, de la strămoșii noștri. Să vă dau un exemplu.
sistemul imunitar al oamenilor care se nasc în Europa este foarte puternic în raport cu anumiți microbi care există în această zonă. Pe când cei care se nasc în India sunt mai puternici, sistemul lor este, are acei anticorpi care sunt potriviți pentru microbii care există în aer la ei, sau în apă, sau în mediu. Și atunci, în momentul în care un european merge în India, are tot felul de reacții. La fel cum un indian când vine în Europa are niște reacții. Deci, genetic primim o anumită capacitate de a face față mediului și o anumită programare genetică care este specifică și includem aici programele genetice. Pe de altă parte, în programele genetice intră, să zicem, acele programe. Cam ce gândește mama, gândea și bunica, gândea și străbunica și perspectiva ei despre, nu știu, banul, ochiul dracului sau că e greu în viață să le ai pe toate sau, eu știu, capul plecat, sabia nu-l taie. Astea pot fi atât genetice, să ne fie transmise de la strămoșii noștri, cât pot fi și a treia categorie și anume programele istorice. Imaginați-vă că atunci când noi ne naștem într-o țară, suntem automat infuzați cu opiniile colective de acolo. Da? Aici, în programele acestea istorice, intră și acest inconștient colectiv. În momentul în care te naști în Oltenia, știi cum sunt ungurii și știi cum sunt moldovenii. În momentul în care te naști în Banat, știi cum sunt și oltenii și așa mai departe. În momentul în care te naști în România, deja ai niște păreri despre cum sunt nemții, despre cum sunt ungurii, despre cum sunt rușii. Deci astea fac parte din această moștenire colectivă. Și ele sunt, noi suntem ca peștele în apă, nu ne dăm seama că le avem, dar ele ne fac, adică au un impact asupra noastră. Iar a patra categorie se numesc acele categorii sufletești, dar pentru asta am și, din fericire, 90% dintre oameni cred într-o existență a sufletului care transcede moartea și vom merge cu ele mai departe. Sunt acele credințe profunde ale noastre despre sensul vieții noastre, despre rolul nostru, menirea noastră, despre raportul nostru cu divinul, în orice formă îl numește fiecare dintre noi, și acestea sunt cele mai intime nouă și rare ori vorbim cu el, despre ele cu cei care ne înconjoară. Însă toate acestea, acest amalgam generează, zicea Bruce Lipton, care este un biolog celular american, cam 3 triliarde de programe. Wow. Deci în momentul în care noi vorbim despre subconștient, vorbim despre o mare cantitate de date care ea este mult mai puternică. Deci în timp ce mintea noastră conștientă, să zicem, este voința noastră, da, per ansamblu acționează 5% din zi, subconștientul nostru acționează în restul 95% din zi. 95% din zi rulăm pe pilot automat. Întrebarea este dacă acel pilot automat este dotat cu niște programe funcționale care ne asigură succesul sau acel pilot automat este impregnat cu erori de sistem și să facă crash. Și atunci, probabil că sportivii care își dau voie să ajungă la performanță și să aibă vieți împlinite, au un pilot automat care îi sprijină, pentru că nu poți, adică noi nu ne gândim, nu suntem atenți la gândurile noastre 100% din zi. Nu suntem. E o iluzie să credem lucrul acesta. De multe ori vorbește gura fără cap. Adică e acolo jocul. Și întrebarea este, în primul rând, cum s-au format programele astea, și realitatea este că se formează tocmai pentru că oamenii au o inocență și o deschidere și o frumusețe sufletească care îi face să creadă tot ceea ce li se spune, fără să pună la îndoială, fără să se întrebe, mă, dar chestia asta chiar e adevărată? Lucrul ăsta chiar e valabil? Sau trebuie să fie valabil și pentru mine? Deci inocența asta, din păcate, câteodată este contraproductivă pentru că înghițim programe pe nerăsuflate. Și pe de altă parte, vestea bună este că putem să le accesăm și putem să le identificăm și putem să le schimbăm, dar lucrul acesta cere lucru noi cu noi. Corect. Sau cere să apelăm la ajutoare. Bun, acum pe final de emisiune, Andrei, am cer scuze că te întrerup, dar se termină, da, timpul. Okay. Aceasta este cartea Andrei, Regăsește-ți strălucirea. Este o carte foarte bună, vă recomand, eu sunt pe la jumătatea ei. Andrei, îți mulțumim mult de tot pentru prezența la emisiune, te mai așteptăm și cu alte ocazie și mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc frumos și mult succes tuturor sportivilor și celor care fac sport măcar de plăcere. Mult succes înainte. Mulțumim mult de tot, așa să fie. Doamnelor, domnilor, aici se încheie emisiunea Zoom Sport. Sunt Gianina Iacob și ne revedem, bineînțeles, miercurea viitoare. Pe curând!